Bună ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia. Gazdele dumneavoastră sunt părintele Grigorie și Gabriela Voina. Vom vorbi despre fosile, ca dovezi ale evoluției. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit! Părinte Grigorie, spuneți în primul rând, ce sunt fosilele? Fosilele sunt resturi de viețuitoare. Găsite în straturile geologice sedimentare, geologii au stabilit ceea ce se cheamă index fosil, ca indicator al vârstelor geologice, iar aceste vârste sunt folosite apoi pentru confirmarea vârstei altor fosile și mai departe a întregii evoluții organice. Nu este un cerc vicios? Ba da, dar paleontologii nu renunță la el din lipsă de altceva. Iar evoluționiștii nu renunță la dovezi paleontologice. Exact. Țin la ele, pentru că, așa cum spuneam data trecută, referindu-se la vremuri insondabile, orice ipoteză poate fi avansată. Chiar un paleontolog de talia lui Raup a recunoscut, citez, tezaurul fosilier al evoluției este verificabil printr-o diversitate largă de modele, variind de la total deterministe la total stochastice. Care sunt principalele aspecte aflate în controversă cu privire la fosile? În afara vârstei, de care am vorbit, o problemă controversată este legată de durata de formare a sedimentelor care au înglobat în ele fosilele. În mod clasic, se acceptă un timp îndelungat de formare. În ultimele decenii însă se adună dovezi care nu vor mai putea fi neglijate multă vreme, că formarea straturilor sedimentare a durat chiar foarte puțin timp. O locație sedimentară celebră în geologie este numită Ținutul Curigole și se află în statul Washington. Fără cercetări aprofundate, se afirma în mod tradițional că a fost format în câteva milioane de ani. În anul 1980, Preț a primit cea mai înaltă distinție acordată în geologie pentru a fi demonstrat că ținutul acesta cu rigole este consecința inundației Spokane, care a format straturile respective în una, două zile, nu în unu două milioane de ani. Mă iertați, în timp ce vorbeați, mi-a venit gândul că fenomenele de depunere pot fi simulate. Se apelează într-adevăr, tot mai des în ultima vreme, la calcule de mecanică a fluidelor. Aplicând principiul uniformismului, în calcularea volumului de sedimente, se pornește de la ritmul actual de depunere, observat când nu se întâmplă nimic, adică în lipsa unui fenomen geologic major, și se ajunge să se atribuie milioane de ani pentru formarea unor straturi subțiri uniforme, diferite de straturile vecine. Mecanica fluidelor furnizează o formulă complicată pentru calcularea masei sedimentare transportate pe secundă și nu ne putem referi la ea doar vorbind, așa fără să arătăm nimic. Putem însă menționa că aproape toți parametrii formulei au exponenți, deci o modificare oricât de mică a unuia modifică substanțial rezultatul. Consecința este că în sedimentare, repede, se trece de la un tip de strat la altul. Să ne imaginăm cum curentul de apă, în timpul unei inundații majore, erodează malul, creează meandre, schimbă rugozitatea albiei și modifică viteza suficient de mult ca particule cu altă densitate să se depună, formând straturi distincte în numai câteva zile sau poate chiar câteva ore. Spun și calculele ceva, dar când vede omul cu ochii lui parcă este altceva. De aceea insist cu întrebarea mea. Simulări în bazine artificiale nu s-au făcut? Știi tu ceva din moment ce insiști atât de mult? Eu nu-mi amintesc acum decât un singur exemplu de simulare, dar celebru făcut de geologul Jopling la Universitatea Harvard. El a simulat formarea unui zăcământ petrolier într-o deltă și a ajuns la concluzia că timpul necesar de depunere a întregului zăcământ se reduce la câteva zile, iar lamele individuale de straturi se formează și în intervale de ordinul minutelor. Dacă știi tu alt exemplu, ai cuvântul. Știu tot din cartea sfinției voastre, simularea făcută de Linda University. Într-un simulator de curent acvatic, au pus cadavre de păsări, mamifere, reptile și amfibieni. Plutirea lor depinde de densitatea corpului viu, de acumularea sau pierderea de gaze pe timpul descompunerii și de absorpția sau pierderea de apă. Din aceste motive naturale, ordinea de puneri a fost în acest experiment de jos în sus. Următoarea: amfibieni, reptile, Mamifere și păsări. A reținut bine sau mai trebuie să adăugați ceva? Aș adăuga doar părerea că experimentul a fost inspirat probabil tot de o concluzie a simulării lui Jopling cu privire la eficiența cu care apa sortează sedimentele pe densități prin fenomenul numit lichefiere. În cartea mea prezint și aparate care, în mod empiric, reproduc fenomenul natural de lichefiere. Nu s-au găsit și dovezi paleontologice care să nu poată fi explicate decât prin formarea rapidă a straturilor? Ba da, dar sunt neglijate. Un asemenea exemplu sunt fosilele polistratale, adică arbor fosili așezați perpendicular pe straturi, uneori cu rădăcinile în sus, care pe parcursul celor câțiva metri de lungimea lor intersectează mai multe straturi aparținătoare la mai multe ere geologice, deci ocupând aparent sute de milioane de ani. Alte exemple sunt furnizate de fosile surprinse în mișcare sau cu hrana ingurgitată, fosilizată și ea. Pentru o fosilizare rapidă, pledează și fosilele unor structuri fine și moi, care altfel s-ar fi distruns în timp îndelungat. Poate mai există și alte dovezi, dar mi se par suficiente și acestea ca să pun întrebarea. De ce, părinte, evoluționiștii rămân totuși agățați de dovezi paleontologice puse pe seama a sute de milioane de ani? Pentru că abandonarea lor înseamnă renunțarea la teoria darvinistă a evoluției graduale. În așa măsură s-a bazat Darwin pe fosile în susținerea ipotezei lui? În Cartea Evoluției spre Creator, am arătat nădejdile și îngrijorările lui Darwin cu privire la dovezile paleontologice. Citez. Numărul varietăților intermediare care au existat odinoară ar trebui să fie enorm. Distincția netă între formele vii specifice și absența unor nenumărate verigi de tranziție care să le lege între ele constituie o dificultate evidentă. De ce nu sunt, oare, pline fiecare formațiune geologică și fiecare strat care o compune de asemenea forme intermediare? Cert este că nu se dezvăluie niciun lanț organic perfect graduat, și în aceasta constă probabil obiecția cea mai serioasă ce îi poate fi adusă teoriei mele. Credeți-mă că Darwin îmi face impresie bună prin această mărturisire tranșantă și sinceră a limitelor teoriei sale. Apar mai inversunați darviniștii decât Darwin? Și încă nu e tot. În altă parte, tot Darwin scrie: Mai mulți paleontologi au prezentat apariția bruscă a grupuri întregi de specii în unele formațiuni ca o obiecție decisivă adusă teoriei transformării. Există și o altă dificultate analogă, dar mult mai gravă. Mă refer la apariția bruscă a speciilor care aparțin grupurilor principale ale regnului animal în rocile fosilizate cele mai vechi pe care le cunoaștem. Problema rămâne deocamdată inexplicabilă, de nerezolvat și ar putea continua să servească drept un argument serios împotriva opiniilor evoluționiste prezentate aici. S-a schimbat ceva de atunci? Nimic. Orice descoperire paleontologică adăugată a confirmat că speciile apar brusc, fără forme intermediare de trecere de la una la alta și, eventual, dispar brusc în forma în care au apărut, fără să înregistreze modificări importante pe parcursul existenței lor. Herbert Nilsson a închinat 40 de ani de viață studiilor evoluționiste, și la sfârșitul lor a renunțat la idee scriind: Nu este posibil să faci nici măcar o caricatură a evoluției, pornind de la fapte paleontologice. Documentele fosile sunt astăzi atât de complete încât nu poate fi invocată raritatea lor pentru a explica absența liniilor intermediare. Lacunele sunt absolut reale și ele nu vor fi completate niciodată. Și cum rămâne atunci, părinte, cu forme intermediare de felul Arheopteryx și altele din manualele noastre de liceu? Cum să spun, niște anacronisme. Descoperirea în 1861 a celebrei Arheopteryx a trezit mari nădejdi, dar între timp a ajuns să fie privită ca o ciudățenie de sine stătătoare, nu ca o formă intermediară. Descoperirea inițială era doar o amprentă pe piatră, iar despre descoperirile ulterioare, care au iadeș și pene, încep să se adune dovezi că sunt falsuri. Deci, arheopterix trebuie privită ca un dosar închis în istoria științei. Ea sugerează cel mult nesfârșita imaginație și puterea creatorului ca și alte creaturi, cum ar fi ornitorincul, echidna, armadilio, toată diversitatea lumii vii nu dovedește decât imaginația creatorului. Niciuna nu este formă intermediară între ceva și altceva. Îmi amintesc din liceu că și peștii crosopterigieni erau citați ca o dovadă certă de formă intermediară. Da, și descoperirea lor recentă în adâncurile Oceanului Indian a făcut mare vâlvă ca strămoși prezumtivi ai tetrapodelor. Dar tocmai îndelungata lor supraviețuire în mediul acvatic îi arată așa de bine adaptați la acest fel de viață, încât ipoteza că ar fi și pe uscat, ca să devină strămoși ai anfibienilor, este extrem de șubredă. Iată cum un argument evoluționist a dezumflat balonul evoluționiștilor, care a pierdut înălțime și crosopterigenii au ieșit și ei de pe firmamentul științei. Formulați o concluzie, părinte Grigorie, cu privire la dovezile evoluționiste aduse de fosile. Nu de la mine! ci de la un evoluționist convins, precum a fost Carl Sagan, citez, ceea ce dezvăluie fosilele ar putea fi compatibil cu ideea existenței unui creator. Întâlnirea cu știința și religia a ajuns la final. Părintele Grigorie și Gabriela Voina de la microfon și Daniel Trașcă de la Pupitrul Tehnic vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și vinerea viitoare la Radio Logos. Să aveți un sfârșit de săptămână cu multe bucurii!